Polițiștii de frontieră au depistat în zona de competență opt cetățeni adulți și copii care au traversat fraudulos fluviul Dunăra cu ajutorul unei ambarcațiuni pentru a intra ilegal în România din Serbia. În data de 9 iunie, în jurul orei 11, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră, Porțile de Fier 2, județul Mehedinți a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, la malul Dunării, în zona pădurii halânga, au fost descoperiți 8 cetățeni străini fără documente de identitate asupra lor. La nivelul sectorului Poliției de Frontieră, Porțile de Fier a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, la malul Dunării, pe direcția kilometrului fluvial 892, în zona pădurii Halânga, au fost descoperiți 8 cetățeni străini fără documente de identitate asupra lor. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Siria și Cuveit, 5 adulți cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani și 3 copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcație negonflabilă cu motor, condusă de unul dintre ei, care apoi a fost abandonată la malul românesc al Dunării. Imediat persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări unde li s-a făcut triajul epidemiologic. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcațiune gonflabilă cu motor, condusă de unul dintre ei care apoi a fost abandonată la malul românesc al Dunării.